să fiu foarte scurt și o să pornesc de la o descriere impecabilă pe care domnul director, domnul profesor Cioceanu a făcut-o, domnului profesor Buzatu, și anume neobositucică. Exact asta a fost prima percepție. Nu vreau să personalizez ceea ce o să spun, pentru că vreau să vorbesc despre domnul Buzatu. Dar, prima percepție, exact asta a fost, că un om neobosit. Ca student, și asta era o percepție foarte răspândită, nu era denumit altfel decât ca domnul profesor. Și, de regulă, expresia era profesorul. Nu se mai spunea și profesorul Buzatu. Nu că ar fi fost singurul profesor de mare valoare din Iași, dar asta era expresia consacrată. Profesor. Mă duc la profesor, ai văzut ce carte a mai spus profesorul, toată lumea înțelegea că era vorba despre domnul Buzatu. Acum, sunt sigur că am fost surprins de... Mi-am dat seama că sunt surprins de precizarea domnului profesor Țurleanu, că au trecut 5 ani de la lansarea de la Focșani. Într-adevăr, au trecut 5 ani, dar parcă ar fi fost ieri. Acum, relevanța activității profesorului Buzatu este triplă. Acum vorbim din perspectiva unor percepții mai dezvoltate decât cea de acum mulți ani, la care mă referi mai devreme. Este foarte relevantă pentru trecut. Asupra acest aspect nu insist. Aici avem în vedere opera. Nu pot decât să mă vin gândindu-mă câte abrevie și câtă tenacitate au trebuit ca să scrie o bibliotecă pe care scris-o și pe asemenea subiecte precum cel menționat ca istoria petrolului. Ceea ce mi se pare absolut imposibil să scrie așa ceva, dar a dovedit că este foarte posibil. Sau de a face o asemenea cercetare de teren și în condițiile anilor 80, de exemplu, sigur că cu anumite persoane era mai eficient, dar a făcut această cercetare pentru schimbul de și discuțiile și schimbul de scrisori cu Corneliu Coposu este absolut fascinant și conservat în ajunul într-o perioadă în care Corneliu Coposu nu era foarte frecventat din acest punct de vedere. Și trebuie remarcat acest lucru. Perspectiva actuală este și aici nu vreau să risc, ci vreau să fiu foarte explicit, să-mi spun că lipsesc discuțiile cu profesorul Buzatu pe teme de actualitate și aici mă gândesc la războiul care este acum în Est. Cu siguranță ar fi avut foarte multe de spus. La înmormântare a circulat o cărticică, un discurs referitor la relațiile cu Rusia, care era o cărticică foarte cerebrală și care circulă și acum în București, pentru că multă lumea care a fost acolo a păstrat-o. Era un format și ușor de păstrat, dar și dificil că par copia și e atât de tentant ce scrie acolo, încât multe lume s-a inspirat de acolo. Na. În orice caz, permanentele discuții pe e-mail, de exemplu, profesor Ana Bosic și duminică dimineața, începea cu aceste comentarii. Nu eram întotdeauna de acord, cu atât mai fascinant, pentru că dovedeau foarte mare toleranță în cadrul discuției. Relevanța pentru viitor, și cu asta voi încheia, este viitor la dimensiunea aceasta de profesor adevărat, respectiv preocuparea de a crește ce în jur. Nu numai generozitate, ci și o gândire în termen lung și o atenție deosebită față de toată lumea care vrea să învețe. Acest lucru a fost constanta activității lui. Nu putem să nu pot să nu mă gândesc că mulți din studenții de acum, din elevii de acum, nu prea sunt susținuți. Ei simt foarte bine niște tendințe, au idei, nu prea sunt îndrumați uneori. În orice caz, profesorul Buzatu îl apropie foarte mult această dimensiune a activității lui de un alt mare istoric care ne-a apărut relativ recent, cel care are sub a cărui patronaj spiritual își desfășoară activitatea în centrul condus de domnul Buc. Refer la profesorul Florin Botan. Mulțumesc! Da și mulțumesc!